Mulțumesc frumos, domnule președinte. Obiectul declarației politice PNL egal PDR egal CDR, România spre faliment. Stimate colegi și stimați colegi, bilanțul la o lună de guvernare PNL cu domnii Orban și Iohannis ne arată că am trecut de la o guvernare pentru oameni la o guvernare pentru corporații. Prima lună de guvernare a PNL ne arată că ne îndetrăm spre dezastru. Așa a început și guvernarea CDR în perioada 1996-2000. Mandatul guvernului CDR a început cu o depreciere record a leului. La sfârșitul lui 1996, valoarea dolarului era de 3.200 de lei vechi și ajunge în ianuarie 1997 la peste 7.000 de lei. Pe tot parcursul anului 1997, prețurile se mazorează cu aproximativ 150%. În 2019, mandatul PNL a început cu deprecierea leului, cu aproximativ 0,5%, relativ la 1 noiembrie 2019. Cursul oficial, peste 1% la casele de schimb și la băncile comerciale, a majorat datoria publică în valută a României cu aproximativ 700 de milioane de lei. Reducerea rezervelor valutare cu aproximativ un, milioar, un miliard de euro pentru susținerea cursului. CDR nu a reușit decât doborârea codului de privatizări eșuate. Aproximativ o mie dintre contractele de vânzare încheiate de fondul proprietății de stat în perioada 97 2000 au fost reziliate ulterior. Așa au fost lăsate să moară firme de stat, precum Semănătoarea, Tractorul Brașov, Sidex, Avioane Craiova și multe altele. În timpul mandatului CDR se prăbușesc în lanț mai multe bănci, Bancorex, Bancop, etc. Acum, PNL a anunțat că vinde bijuteriile economiei naționale. Guvernul Orban vinde companii românești pentru a susține măsurile care aduc beneficii corporațiilor străine. Se vând CEC, hidroelectrica, se vând companiile românești pentru ca guvernul PNL să dea avantaje pentru companiile străine de aproximativ circa 4,1 miliarde lei. În guvernarea CDR, șomajul a înregistrat cea mai mare rată post-decembristă. Guvernul CDR a permis pensionările anticipate pentru a masca șomajul, circa 650.000 de persoane. În 2019, PSD a lăsat noului guvern liberal un șomaj de 3,8%. Haosul guvernării PNL provoacă efecte de dramatice în economia reală. După doar o lună de preluare a puterii de către Orban și echipa sa, încep să se închidă companii și să se facă disponibilizări în masă. La Balș, localitate unde și primarul este de la PNL, se închide fabrica de componente auto. 220 de angajați rămân pe drumuri. La Slatina se închide o fabrică de îmbrăcăminte, 100 de oameni vor fi concediați. La Craiova se închide definitiv Electroputere, o companie de referință cândva pentru economia românească. La Caracal se disponibilizează zeci de angajați ai unei fabrici de textile. Ce probleme mai avem în urma primei luni de guvernare a PNL? Depășire deficit 3%. România devine astfel o țară nesigură din punct de vedere economic pentru partenerii europeni. Ne-au acuzat în fiecare an că vom depăși ținta de deficit de 3%. Nu am depășit-o niciodată. Ei însă au ajuns la 4,4%, se preconizează 4,5-4,6% după prima rectificare bugetară și anunță 3,5-3,6% pentru anul 2020. Împrumuturi catastrofale, care iau bani din buzunare fiecărui român, ne-au acuzat că ne împrumutăm prea mult și la dobânzi prea mari. Ei se împrumută acum la valori duble și cu dobânzi mai mari decât în guvernarea PSD. 8,5 miliarde de lei împrumutați doar în noiembrie. Un miliard de euro cheltuiți de BNR pentru evitarea prăbușirii monedei naționale, 700 de milioane de lei majorarea datoriei publice ca efect al devalorizării Leului, 100 de milioane de lei costuri suplimentare la împrumuturile viitoare în urma creșterii riscului de țară. 34,8 milioane de lei majorarea dobânzilor la împrumuturile guvernului după declarațiile aiuritoare ale Ministrului de Finanțe. De la venirea lor la guvernare, cursul barotar atinge record după record să anunță 5 lei pentru un euro până la finalul anului au început să desfințeze programele suport pentru români și să anuleze investițiile în domeniile strategice. Au desfințat programul Prima Casă, o casă și o familie, Casa de Comerț Unirea, urmează să fie tăiate de pe listă programul Tomatele Românești și Startup Nation. Au redus bugetul pentru extinderea sistemului de irigații, au tăiat de la autostrăzi, de la educație, dar au majorat bugetul de pensii speciale pentru lucrătorii din serviciile secrete. Bilanțul primei luni de guvernare a PNL arată că ne spre faliment. Încă 11 luni și vom ajunge la guv rezultatele guvernării CDR. Vă mulțumesc, deputat PSD Marius Budăi.